Primarul Capitalei Ion Ceban nu exclude faptul că cineva ia bani la labă, cel puțin așa s-a exprimat edilul în ședința operativă a primăriei din 1 martie. Lui Ceban i-a scăpat această expresie atunci când veni vorba că în unele instituții de învățământ există corupție. O directoare de grădiniță din Chișinău s-a arătat nemulțumită de modul în care primarul general și-a formulat ideea, considerând expresia drept o umilință. Totodată, șefa instituției i-a explicat acestuia ce înseamnă pentru ea a lua la labă și i-a cerut respect pentru munca sa într-un mesaj postat pe Facebook. Colegii de Breaslă o susțin și afirmă că în grădinițe se muncește mult, iar dacă primarul știe unde există corupție, să dea nume concrete. La ședința de luni a primăriei Capitalei, discutând cu subalternii săi, Ion Ceban le-a spus că la Direcția Educație trebuie să revină zero toleranță față de corupție. Alimentația, colectarea banilor prin școli și grădinițe sunt lucruri care nu mai pot fi tolerate în continuare, zicea primarul. Da, eu sunt sigur că astăzi este diminuat substanțial. Dar nu pot să exclud că cineva mai e la labă, așa cum se spune în teren și în popor. Bani. Și fac apel către locuitorii municipiului Chișinău. Orice subiect legat de eventuală tentativă de solicitare a banilor, nu contează că sunt instituțiile de subdiviziune sau aparatul primăriei municipiului Chișinău, să fie raportate. Ulterior, Elena Chiforisin, directoarea unei grădinițe din Chișinău, a venit cu o replică la cele spuse de Ion Ceban. O să treacă oare măcar o ședință în care să nu fim umiliți în cel mai josnic mod? Se întreba ea, după care, în mesajul său, directoarea grădiniței îi explică lui Ion Ceban ce ar însemna pentru ea a lua la labă în fiecare zi. Pune laba pe tastatură și încep a scrie, pe lângă contactul vizual și emoțiile pe care le trăiesc printre copii, curg și astfel de fraze. Doamna director, la noi curge WC-ul, la noi s-a stupat canalizarea, dar la noi apa potabilă se termină, ce face mai departe? Dar la noi Ionica a căzut și și-a spart frunta, că pavajul din ograda grădiniței e plin de gropi. Și uite așa, gândindu-mă cum să le rezolv pe toate, îmi iau măturița în labă și ies afară cu personalul auxiliar la măturat teritoriul. Atitudinea umilitoare a primarului și a altor factori de decizie din cadrul primăriei față de sistemul educațional dăunează grav imaginea tuturor celor ce activează în domeniul educației, susține la rândul său Sergiu Afanasiu, directorul unei grădinițe private din capitală. Potrivit lui, fenomenul a devenit deja o modă, iar încrederea autorităților în managerii instituțiilor educaționale scade ori lipsește cu totul. Cu ocazie, cu motiv sau fără, numai decât să dea cu piciorul în sistemul educațional. Deci eu consider că persoanele acestea care atacă de fiecare dată sistemul, nu contează instituții publice sau private, ele ar trebui să aibă curajul, să dea nume, să se focuseze pe cazuri concrete, pentru că așa ne lovește, ne pălmuiește pe toți, ne murdărește pe toți. Și e cel mai ușor, așa e metodă primitivă. Și Lidia Alexa, directoarea grădiniței numărul 6 din sectorul centru al capitalei, spune că dacă există corupție în instituțiile de învățământ, aceste cazuri trebuie soluționate individual. În afară de asta, ea spune că în grădinițe se muncește mult și se fac lucruri frumoase chiar și pe timp de pandemie. Ceea ce este instituția mea și cunosc colegii mele din sectorul centru, că lucrurile acestea la labă, în buzunar, sub masă, eu categoric zic că nu este așa. Că sunt alte persoane care pot face asta și Primarul Ion Ceban și-a permis și cu alte ocazii expresii sau gesturi obscene la ședințele primăriei. Spre exemplu, în luna decembrie anul trecut, edilul cerea explicații de la comisarul orașului de ce oamenii legii au venit în 20 de minute după ce el i-a chemat în sectorul Botanica, unde un grup de tineri au făcut dezastru. Nu trebuie eu să-i caut. Și să arate ea ca asta la poliție. Că iau tată procuror, mamă judecător, nu știu ce mai iau acolo. Primarul de Chișinău își permite expresii și gesturi inadecvate nu doar la ședința primăriei. Într-un caz recent care a scandalizat opinia publică, Ceban îl amenința pe jurnalistul Andrei Bolocan că o să-i numere dinții. Contactat de TV8 pentru un comentariu referitor la comportamentul său, primarul Ion Ceban ne-a închis telefonul.